Bună, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou videoclip pe canalul meu, Alexandra Ali, Alex Ali, Enaiche Parapsiholog Medium. V-am promis că o să intru pe live. V-am promis că o să vă fac un videoclip. Astăzi vom da în tarot. Ce vă rog eu? În acest pachet, dumneavoastră uitați, alegeți trei pachetele, trei rânduri de pachet, da? Adică 1, 2 sau 3. Vă gândiți foarte atenți înainte să vă spun, aș avea mare recomandă să distribuiți acest live și să lăsați un like. Nu uitați să vă și abonați și să apăsați de clopoțel. Bun. Ia să vedem. Te vei mai împăca cu fostul sau fosta? Vei mai avea o șansă? Ia să vedem. Și dintre pachete, un pachet, două, trei. Gândiți-vă foarte bine la cele trei pachete de cărți. Da? Este un singur pachet, dar le-am împărțit în trei. Vă alegeți pachetul cu numărul 1, pachetul cu numărul 2 sau pachetul cu numărul 3. Ok? Bun. Gândiți-vă foarte, foarte bine și la ceea ce doriți dumneavoastră să iasă. Bun. O să începem cu pachetul cu numărul 1. Celelalte le vom da deoparte. Ia să vedem. Da. Este vorba de o îndoială, de o supărare, de niște necazuri care le-ați avut în relația voastră. Sunt câteva persoane care a intervenit în relația voastră. Problema este că ești foarte gânditoare sau gânditor, încearcă să iei lucrurile altfel și să fii mult mai puternică, puternic, da? Văd aici că ții foarte mult la această persoană, încă o iubești foarte mult, îl iubești, dar trebuie să te gândești că datorită a unor făcături, pot să spun așa, s-a intervenit certuri, lacrimi, tristețe. Și să știți că aveți și niște făcături în relația asta. Încearcă să fii mai puternic, mai puternic, exact cum am spus. Mai văd aici că ai trecut prin foarte multe necazuri, foarte multe lacrimi pe care le-ai avut în ultima perioadă. Încearcă să fii altfel, adică o altfel de persoană. Nu știu, văd că vrei să parcurgi un drum, dar nu singură, nu singur. Ai probleme cu sănătatea. Cei care ați ales pachetul cu numărul 1, este vorba și de un deces pe care o să-l aveți, o supărare, o tristețe. Aici pică că ați trecut prin foarte multe probleme, dar o veți ridica. Însă ceva vreau să vă spun, că în relația voastră, nu știu, a intervenit o persoană în plus, da? Este vorba de o altă persoană cu ochii verzi albaștri, schimbători. Este vorba de 8. De aici la fel. Încercați să fiți mult, mult, mult peste măsură mai pozitiv decât ați fost în ultima perioadă. Văd că nu vă mai merge bine.
Vei teamă ca să atunci pe niște căi greșite. Vei teamă de singurătate. Da? Însă toate aceste probleme trebuie să le dezbateți. Mai deschidem o carte care ne spune că vă va ajuta, adică toate problemele pe care le aveți, le veți ieși pe deasupra, pur și simplu veți scăpa de ele, dar nu așa repede cum v-ați fi dorit voi, însă nu văd aici relația prea stabilă. Dacă tu o iubești, îl iubești, merită, simți pentru această persoană, eu zic să-i mai dai o șansă, pentru că alături de voi este magicianul care vă va proteja și vă va susține, vă va deschide foarte multe căi, da? Dar să nu luați decizii pripite pe moment și să încercați să aplanați situația exact așa cum trebuie aplanată situația într-o relație. Văd niște probleme pe partea asta femească, văd niște lacrimi și de sănătate aveți grijă cu coloana vertebrală. Însă trebuie să fiți pozitivi. Ok? Mergem la pachetul cu numărul 2. Cei care ați ales pachetul cu numărul 2, vă văd foarte porniți pe o familie, pe o dragoste, pe o bucurie, pe o familie fericită, adică sunteți porniți. Vreți într-adevăr să luptați, într-adevăr văd aici o foarte mare putere, văd că sunteți foarte puternici. Ești foarte puternică, puternic, da? Însă problemele pe care le-ai avut în trecutul tău te-a făcut să învingi lupta cu toți ceilalți. Încearcă să nu mai oferi prea multă afecțiune, dragoste, pentru că oricum te-ai oferit foarte mult. Încearcă să fii mai mult pentru tine și cel pe care l-ai sau o ai lângă tine, mă refer aici pentru relațiile care deja sunt, da? Și cei care sunteți despărțiți. Da, merită o șansă, mai merită încă o șansă pentru fostul sau fosta. Merită să luptați, pentru că aici văd niște persoane care au intervenit între voi. Da, deja o să primiți niște vești în casă, deja de partea voastră este și haina de stat, care ia uitați aici, da? Deci, regii de cupă și de... Problema este că în casa voastră trebuie să faceți niște acte, este vorba de niște acte de o rezolvare și pot să spun că și o nuntă pe viitor. Deci, drumurile pe care voi vreți să le faceți, le veți face cu drag. Da, văd aici o familie foarte fericită, însă sunteți cam nehotărâți pe un drum, pe a lua niște decizii împreună în familie. Eu zic să nu luați deciziile la nervi sau nu știu cum să vă spun.